Stai că mai repede se opresc străinii ca să vadă galeria de artă decât ai noștri concetățeni patrioți. Da. Aici, oare așa e în toată lumea? Nu știu dacă așa e în toată lumea. Chiar ieri am citit un articol foarte interesant. L-am primit de la colega noastră și prietena noastră din Timișoara, Teodora Pop. Un articol, zic eu, extrem de realist, în ideea în care începea cu o întrebare. De ce mergem la un eveniment cultural? De ce mergem la teatru? De ce mergem la o galerie de artă? De ce mergem la, nu știu, la operă? Stai să-ți palmez chestia asta. Doar ca să ne, scuze, doar ca să ne vadă, să ne vadă cineva, să dăm un check-in pe Facebook sau să marcăm noi așa momentul, sau avem nevoie de, simțim noi să mergem acolo. Asta e o întrebare care încă, sincer, nu n-a reușit să-i găsesc. Eu zic că mergi să te bucuri. Eu zic că sunt împărțite. Zic că sunt împărțite părerile. Acum nu mă duce să-mi arăt pantalonii cumpărați la altă din mall. Din păcate, Clujul, și spun din păcate și mă asum când spun, a decăzut puțin pe partea asta de cultură, zic eu. Adică, cred că toți am decăzut. Mari evenimente nu cred că mai sunt. Acum ne-am obișnuit cu Untold, cu Electric Castle, cu... Da. E adevărat că mai este și Festivalul de Teatru de la Sibiu, care e pus pe tot ce înseamnă circuit internațional. Dar vezi, până la urmă, să investești, să fii antreprenor cultural. Tu ești de formație militară. Da. Ai tăi au vrut să fii ceva tehnician dentar. Tehnician dentar. Nu. Și a ales de la disciplina asta ca zonă, a ales, hai să zicem, între ghilimele, boema artistică. E greu? Eu m-am dus pe drumul meu. Am avut noroc că părinții m-au lăsat și nu m-au impus reguli foarte stricte și m-au lăsat să... Probabil chestia asta m-a și întărit să ajung unde ies acum. Și, bineînțeles, soția are o influență foarte stricte și m-au lăsat să... Probabil chestia asta m-a și întărit să ajung unde ies acum. Și, bineînțeles, soția are o influență foarte mare pe partea aceasta de cultură și... Toate nevestele ne influențează. Da. Numai unii recunoaștem, alții bani. Deci, meritele, în mare parte, sunt ale ei. Dar, bineînțeles, trebuie să-ți placă. Deci, asta e exact ca și... De aia, scadrul militar, că îmi place ceea ce fac. De aia am zis să facem această galerie de artă, pentru că ne place. Deci, de acolo trebuie să pornești. În orice ce faci. Trebuie să-ți placă, în primul rând, ție, că atunci o faci cu drag. Tu când m-ai chemat prima dată aici, când am venit, am tot căutat, mă așteptam să văd, da, nebunie, da, da. Cam Paris, de fapt e o căsuță, da. Pe din afară. Da. Și înăuntru, hai să tragem și o... Facem o... Să-i dăm și o hergheleală pe înăuntru. Aici asta este un salon, un nu? Salon, da, cu expoziția de acuarela lui Peter Elkan, care a fost... Da, și am ea. Am în dorul ăla. O doamnă care a lucrat la porțelanul sau da, într-o da, fabrică da. Și uite că la... Artist profesionist, o să-l laud eu, mie îmi place să-l laud pentru că bici să nu lăudăm dacă... Absolventă de masterat Magda cum laude la Cluj, foarte apreciată și asta o spun din punct de vedere al antreprenorului care a vândut lucrările ei și nouă personal ne plac lucrările ei. Astea mi se pare... Mihai Chiseliță, da. El e din Ucraina, nu? Da, un mare patriot, chiar dacă nu-i... Soția e din Ucraina. Soția lui Mihai e din Ucraina. El e din Republica. Din Republica Moldova. Din Republica Moldova. Mie îmi place de el că nu se înfășoară în roșu, galben și albastru, dar prin tot ce face, e mai mult decât o steagă. Da. Uite. Asta după... Mai avem câteva lucrări din colecție personală. Miclos și Gabor, Ovidiu Ignat. Viorel Nimigeanu. Da, Miclos e cel cu nudurile. Da. E specialist în nuduri, da. Ca orice bărbat care se respectă, nu? Eu vreau să vă arăt acum, fac eu pe gazda. Faceți. Păi. Că mai este o sală, mă rog, două săli, și acolo mergem. O să mergem jos, la Ovidiu Guleș. Ovidiu Guleș. Maestru Ovidiu Guleș, cum îi spun eu. Da. Un om deosebit.
Și spun asta... Și au avut o grămadă de expoziții și participări la expoziții internaționale. Super apreciat. Și aici și-au făcut și atelierul. Aici are atelierul permanent și o chestie foarte interesantă, foarte interesantă, îi... Salut, Ovidiu. Stai că trebuie să-ți dau un microfon. Ai găsit? Odide. Stai să mă învețe că trebuie să apăs pe nu știu ce buton și să aprinde jucăria. Stai, că prima dată vreau să arăt asta. Știți cu cine vorbim? Cu domnul ăsta bărbos de aici. Și și aici în husul a apărut. Ia uite-l. Nici n-avea așa barbă mare. La vremea aia. La vremea aia. Și aici. Ăsta e atelierul tău. Hai că o să ținem microfonul. Atelierul de campanie, mai bine zis. Unde, bineînțeles, se lucrează în fiecare zi. Nu stăm să nu ne stăie norocul. Aici aveți o parte din lucrările mele și aici o personală de sculptură. Și foarte fain că pot veni, și am înțeles că vin mai mulți străini. Da, bineînțeles. E un loc extraordinar, cu atât mai mult că este vorba de o galerie de artă în centrul Clujului. Și nu o galerie de artă, o galerie de artă în care poți vedea cum se face artă. Absolut. De la... Lutul Reavăn spus până la lucrarea finită. Deci ca să vă arăt, ăsta e bonfire-ul tocul, care se taie piatra. Tocul cu peniță de aur. Da. Cam că nu băgăm bonfire-ul ca să nu se facă praf camerele. Da, sigur că da. Mie îmi place când vin turiști și rămân așa uimiți, zică. Ah, he works by hand. He cuts the stone with his hands. Da, bineînțeles. Deci nu ne vine să creadă că... fascinați. Și e o chestie deosebită pentru ei și foarte mulți apreciază lucrul ăsta. Exact ce spunea Ovidiu. De unde îmi pornește și produsul finit. Și lucrarea finalizată. Și dacă ar putea să stea 3-4 ore aici, bine, din pricina timpului nu stau bine. Așa, ar sta să vadă tot cum se face. Da, și asta ar fi foarte fain, vezi că vine școala altfel. Și așa e. Am pregătit deja școala altfel. Poți să vine de preda modelaj, dar sigur că da, ore de preda modelaj, de sculptură. Cum am mai predat la TIF, de exemplu, tot așa, de la Centrul de Cultură, predat ore de modelaj. Dar văd aici diplomele. Păi a fost o mulțime de... diploma de la Seul, din Coreea de Sud, unde am făcut standul României și al Clujului, bineînțeles, și ani de zile am fost foarte bine primit în Polonia, la Zakopane. Da, știi ce vreau să întreb? Da. Noi am tot povestit și îmi ziceai că e o diferență flagrantă între, să țin eu și o scaun, când bătrânesc. Între ce se întâmplă afară, cum ești primit afară, da, eu asta vreau să de lumea, și acum, sigur, e foarte important în secunda în care ai ieșit, să reprezinți, cum să zic, cu brio, adică să fii artist serios, ai deschis dimineața atelierul la ora 8 și l-ai închis seara la 8 sau la 10. Și tot așa, un mini atelier, sculele primordiale, sigur ce îți trebuiește piată la îndemână și foarte mult contează lucru sistematic, ceea ce faci să faci cu multă plăcere, pentru că sigur atunci și iasă, dacă ai făcut de mult, ai la fel. Da. Tu ai fost într-o mulțime de etape de astea internaționale. Pe mine m-ar interesa să știu și să știe toată lumea. Cum îți priviți acolo artiștii? Povesteam că Eugen înainte, că noi ne-am obișnuit să fie artistul sărac, să moară nu știu cum și după vreo 20-30 de ani de la moarte, să facem repede niște statui, să depunem coroane, să ducem elevii să spună poezii patriotice și cam atât. Acum, știți cum e afară? Afară când te-ai dus, e altceva. Se pune mare accent și mare preț și au o deosebită plăcere să te vadă la lucru. Printre alte tabele la care am fost, de exemplu, menționez una unde am fost laureat, la Orșuș, în Ungaria, la Balaton, tabela internațională de sculptură. Sigur, prima condiție era să lucrez manual, deci oprit manual, fără flex, fără așa. O piatră foarte interesantă, piatră de permi, spun eu, piatră de culoare violet, foarte dură, nisipoasă. Ideea că cioplită la mână și
sigur, cunoscând tehnicile în cioplit, în sculptură, a ieșit o lucrare extraordinară. Au fost colegi din Franța, din Croația, Austria. Și acolo, în tabăra asta, am câștigat nota de aur. Ideea e că la fiecare tabără, lucrările executate de noi sculptorii, când tabăra s-a terminat, sunt băgate la licitație în regiunea respectivă. Sigur, e un oraș turistic, au un potențial enorm. Și o parte din lucrări sunt amplasate pe spațiu verde. Foarte tare. Foarte așa. Și ei, cum avem noi și taberele noastre, care s-au făcut înainte, tabere de sculptură naționale și internaționale, și-au făcut o adevărată colecție de sculptură de plein air, de aer liber. Un aer liber. Care, sigur, pune în valoare, oricum stațiunea e foarte bine pusă la punct, dar având și sculpturile de plein air, îi dă un potențial extraordinar. Noi și nu vorbim de țară occidentală, nu vorbim de America, vorbim vecinii, de vecinii noștri, cum peste, să spun. Peste drum, da. De Ungaria. Tot așa și în Polonia se pune foarte mare preț și accent și efectiv ești căutat. Știe că dimineața ai deschis standul sau ai deschis tabăra sau te-ai apucat de lucru și efectiv de dimineață până seara. Tu ești în legătură corectă. Da, corect, și o plăcere deosebită să vadă acum, bine, dimineața au arătat într-un fel lucrarea și după masa seara deja începe să se clarifice, să se vadă ce dorești tu să exprimi și ce dorești să iasă din piatra respectivă. Vezi? E așa de greu de făcut și la noi? Sau ce numisește? Universitatea? Nu este greu. Eu, cel puțin, cum am mai spus, o nouă judec colegul după ritmul meu de lucru. Eu așa am fost obișnuit, așa sunt învățat. Dumnezeu mi-a dat harul ăsta și cu ăsta mă duc mai departe. Adică să ai plăcerea, dimineața te-ai trezit, te-ai băgat în atelier și efectiv să dai drumul la loc. Să fie o bucurie pentru tine ca artist că poți realiza chestiunile astea. Sigur, lucrările rămân și în același timp tu bucuri privitorul, bucuri restul semenilor tăi cu creațiile tale. Dacă punctul ăsta l-ai ajuns și l-ai lovit, înseamnă că ai făcut un lucru. Doi la mână, o sculptură, o lucrare care e finalizată, aia deja e o valoare. Ai semnat lucrarea și eu totdeauna așa spun la lucrările de artă, sunt ca și vinul. Pe cum trece timpul, îi crește valoarea. Greu de făcut antreprenoriatul în România. Și asta îți spun de ce întreb. Pentru că eu cred că asta dau viață orașelor. Crijme au toate orașele, vinuri locale au, acum au și bere locală, au și fetițe locale, dacă vrei, lumini. Au tot ce înseamnă local. Ce lipsește? Cred că lipsește argumentul ăla cultural pentru care merită să mergi acolo, că da, hai să mergi. Vezi cum merg o mulțime de Cujem, pleacă spre Sibiu, când e festivalul de teatru. Da. Teatru într-un tramvai, piesă într-un tramvai. O ții minte. Da. Îți duci copiii, îți duci... E altceva. Te formatezi. La modul sincer, ca să fim cât de sincer și transparent se poate, nu e ușor. Deci, nu e ușor. Acum, instituțiile statului au început să fie un pic mai flexibile. Să înțeleagă. Da, să înțeleagă. Din păcate, vă spun ce am observat eu, în Cluj sunt foarte puține persoane. Odată, pentru că nu mai sunt profesioniști pe partea aceasta de cultură, care să promoveze evenimentele culturale așa cum ar trebui ele să fie promovate. Deci, noi încă nu promovăm comparativ. Deci, noi, cel puțin Galeria Cluj Art, încearcă să aducă de afară cei mai buni, să filtreze. Și din Republica Moldova poate fi o informație bună, și din Austria poate fi o informație bună. Încercăm să le acumulăm, să le filtrăm și să vedem cum putem să le implementăm în Cluj. Și atunci noi lucrăm altfel decât restul galeriilor sau instituțiile statului cu spațiile sale culturale. Nu e ușor pentru că odată pentru noi asta e second job, pasiune. Doi la mână, din păcate oamenii sunt destul de răuți, să nu zic, nu toți. Am avut și
avantajul să întâlnim oameni foarte buni la suflet, dar și profesioniști, gen doamna Vera Dan, gen Ovidiu, Mihai și mulți alții, care ne sprijină și ne impulsionează să mergem mai departe. Pentru că dacă nu te sprijină cineva, nu poți să mergi mai departe. Moral, măcar moral, deci nu financiar. Financiar. Bine, financiar ne descurcăm, cum ne descurcăm. Financiar m-aș fi așteptat să existe niște programe locale, regionale, naționale. Am fost la primărie. Uh-huh. Ce să zic, am intrat, probabil nu, deci am intrat ca un simplu cetățean de pe stradă, într-un birou, erau niște doamne acolo, eu am avut informații de pe internet, zic, hai să mă duc să văd despre ce e vorba, întrebatul e gratis. Și le-am luat un pic, deci mai bine le înjuram, sincer, mai bine le înjuram, pentru că s-au uitat la mine, oare ce mă întreabă, oare va fi o întrebare capcană și mă blochează, un domn simpatic mai în vârstă din spatele sălii, mă rog să poftiți aici și mi-a arătat exact ce... Am citit eu pe site-ul primăriei, deci am vorba aia românește vorba, am intrat bom și am ieșit vacă, sincer, deci chiar așa a fost. Și sumele alocate pentru cultură sunt foarte mici, foarte. Deci, n-are rost să discutăm. Ca o paralelă la chestia asta, soția a vorbit cu o doamnă director a unei școli și doamna respectivă a spus în felul următor, și citez, dacă eu aș primi 5% la cultură din cât primește X festival, aș fi cea mai fericită. Deci, sumele sunt foarte mici pentru cultură. Eu sunt de acord și cu Antoci, cu Electric Castle, e ok. Aduc bani la Cluj, aduc turiști, e foarte bine, ieșim în lume, e ok. Dar nu e suficient. Deci, din păcate, ca galerist, ca antreprenor, cum rezonați să-i spuneți, am observat că noi nu avem, deci noi nu știm să facem diferența dintre un tablou și un print. Deci de aici pornim, ca nivel, un canvas. Deci de aici pornim. Asta discutam și cu colega din Timișoara, cu Teodora, că noi trebuie să lucrăm puțin pe disolvant de la zero, cu basic-ul. Da. Din păcate, și asta tot luăm de vreo 2050 de ani, vorba lui... Pentru că eu încerc să... Adică noi încercăm să și educăm un pic populația. Dar vezi, noi... Mi se pare câteodată... Problema e la noi, să știți, nu la străini. Nu la străini, că asta vreau să zic. Mi se pare un pic jenant că noi totdeauna, când e vorba despre valori, vedem și cu aceeași jenă pe care am amintit-o, străinii se înghesuie să vină. Vin străinii și sunt fascinați. Uite, l-am văzut pe Guleș făcând ceva. Da? Ceva dintr-un lut și a ieșit o operă de artă. La român parcă e un pic o cultură de asta de vizorului. Bine, uneori acum a da. Luat pământ. Știi, tot de timpul, dar de undeva... Ca părere personală. Scultura o țin în casă, poate zic o tâmpenie acum, dar... Păi e o părere personală. Sculptorul ții în casă. Să o văd 2, 3, 4, 5, 10 oameni care vin la tine. Dar o mașină șmecheră. O vede tot Cluj. Da, bă, o vede tot Cluj, nimeni nu te cunoaște. Dar nu contează. Deci e vorba de cultura ta personală prin care, cum să zic, tu te simți mult mai bine știind că ești văzut, chiar dacă ești un nimeni în fond și la urma unui, dar știind că cineva te vede într-o chestie extravagantă. Și invidiază da. Că ai o blondă lângă tine, beton. Deci, așa sunt niște lucruri, cum să zic eu, eu încerc și noi încercăm să explicăm oamenilor că dacă ții o sculptură, nu neapărat de la Ovidiu, oricare artist sau o lucrare, o pictură, orice, ai o valoare. Pentru că, având și un magazin pe lângă galeria asta, am observat, din păcate, sunt persoane în vârstă care nu mai au posibilități financiare și ajung să-și vândă operele de artă acumulate de-a lungul timpului la sume mai micuțe fiind la vremea respectivă și acum au ajuns să fie o valoare. Da, și cu asta supraviețuiesc. Și cu asta supraviețuiesc. Pensionari care, cum să zic eu, ți se rupe sufletul. De ce, efectiv, ți se rupe sufletul când vezi că vin asemenea persoane și dau niște lucruri, niște valori
doar pentru simplu fapt că nu le ajunge pensia sau că sunt bolnavi și au nevoie de medicamente care sunt foarte scumpe, nejustificat de scumpe. Și noi asta încercăm să explicăm oamenilor, doamne, fă o investiție ca lumea, nu-ți cumpăra o mizerie, o mașină, o prostie care ai cumpărat, îți iei un televizor, ai ieșit cu el din magazin, s-o devalorizat. Îți iei o săptămână, o să mai scăzut valoarea. O lucrare de artă niciodată nu o să scadă în valoare. Da, dar pentru asta trebuie să băgăm bani în educație, așa numai să zicem, în timp ce adunăm oile despre Miorița, da, sau meșterul Manol, alea sunt frecții la picior de lemn. Noi ne-am învățat că avem niște micuri și nu mai trebuie să facem nimic. Nu, asta e prost. Trebuie lucrat foarte mult și comunitatea artistică, cel puțin din Cluj. Deci la noi vă zic, la modul sincer, vin foarte mulți din afara Clujului. Clujul stă, se gândește, analizează, nu știu ce vrea să facă. Eu mă bucur că vin cei din afara Clujului, pentru că atât artistul cât și potențialul client sau simplu privitor vede o altă, cum să zic eu, o altă imagine. O altă dimensiune. O altă dimensiune a artei. Și atunci ieșim, poate tu ca artist, poate zic eu, ești la un impas, nu mai ai inspirație. Atunci vine cineva din exterior și îți dă acel impuls ca să mergi mai departe. Nu neapărat să copiezi. Te vitaminizează. Da. Asta e un lucru foarte bun. Tu ce experiență ai, Ovidiu, cu... Când vin străini, de exemplu, ce te întreabă sau ce fac? Eu sunt tare curios. Eu, sincer, când mă duc dincolo și văd o galerie de artă în care cineva lucrează, bă, poate că suntem noi. Așa am fost crescut la școală. Da, eu nu zic niciun cuvânt. Eu stau acolo, mi-e și groază să suflu. Știți cum? Ei sunt mai expansivi, mai... Mult mai deschis și efectiv rămân impresionat de ce se întâmplă. Atâta ce e în atelierul meu, plus vizionarea lucrărilor, acum sigur, trebuie să las să privească. La un moment dat, dacă, sigur, trebuie explicate lucrările, de-aia suntem aici. Și e foarte interesant pentru ei diversitatea de materiale care le-am aici în expoziție. Ideal în sculptură, sigur că e combinația de material între lemn, piatră, metal. Și toată piatra care o am aici în expoziție și în care lucrez acum este piatră din zona Clujului, din zona Transilvaniei. Piatră de Liștea, alabastru din Cheile Turzii, alabastru de la Lidia. Sunt niște pietre deosebite și merită puse în valoare. Până vezi, chestia asta chiar faină, că te gândești că materiale locale, cultură locală, da, și cu materiale locale și cultură locală, uite că se poate ieși în lume. Și că se iasă foarte bine, aici vreau să punctez și să subliniez. Mă reîntorc acum la experiența din Corea de Sud, de la Seul. Au rămas efectiv fascinați de alabastru care l-avem. Alabastru pur 100%. Ăsta e alabastru, nu? Da, alabastru din Cheile Turzii. Ăsta este alabastru. Nu cumva să-l spam, nu cu sufletul ei. Ce-o părerea tuturor, cum am mai spus. Am înțeles că nu a fost ceva danes sau care s-o hândă-mi pe aici. S-o mai spar câte ceva. A doua, a treia zi am avut vânzare, deci se confirmă. Sigur că da. Când văd asta, cât contează pentru ei să te vadă într-un vagon? Contează foarte mult. Contează mare foarte artiști contemporan. Pentru că ei trebuie să știe de unde să te iei, unde ai apărut, ce ai lucrat, unde ai fost. Să-ți cunoască activitatea. Istoricul. Da. Și eu totdeauna asta am spus la noi, la artiști, la artiștii plastici, lucrările vorbesc și catalogele, enciclopediile și cărțile apărute sunt foarte importante, tocmai în ideea asta să te cunoască dincolo de lucru. Practic e ca o oglindă pentru tine. Deci eu cel puțin de 35 de ani am mers pe drumul ăsta, sigur că nu e ușor. E foarte greu, dar cu cât e mai greu și dacă îți place lucrul ăsta să-l faci, cum se spune, cu simț de răspundere, rezultatele nu au apărut imediat, dar lucru sistematic în timp, lucru cu seriozitate, cu plăcere, cu dăruire, până la urmă a dat roade.
Da, și pe urmă, următoria la Eugen, și da, vreau Musai să vă arăt și sala cealaltă, care acum se pregătește pentru o expoziție, vreau Musai să vă arăt. Știi, tot asta le-am zis, bă, când vezi cei de afară, zici, no, e o casă în care locuiești o familie din casă, nu știu de care. Și când vezi ce e aici, ce spații sunt. Aici am avut în o poezie aici. Aici am avut în decembrie un eveniment caritabil pentru niște copilași drăguți de la liceul Bob, cu, din păcate, cu o situație financiară sau cu probleme în familie, și am încercat să, pe propriile puteri, să, n-am mai făcut niciodată o strângere de fonduri sau un eveniment din acesta caritabil, deci a fost chiar prima experiență pentru noi, eu zic că a ieșit bine. Am încercat să strângem pentru ei în ideea în care a fost ca o poveste de Moș Nicolae, copilașii au venit aici, au scris scrisori către Moș Crăciun, și noi am încercat să le oferim exact ceea ce și-au dorit ei în dacă scrisori. Dacă spus că vreau da, acoarele, și au cerut acoarele. Niște chestii, cum să zic eu, deci soția mea plângea efectiv când citea scrisorile. Deci, pe cuvântul meu, plângea efectiv pentru că am avut scrisoare în care scria îmi doresc un pomelo. Deci, vă dați seama ce e. Un pomelo. Un pomelo, asta. Un pomelo, o Nutella. Deci, niște lucruri, cum să zic eu, și noi visăm la, nu știu ce, avioane de mașini, telefoane și nu mai știu ce. Da, e un pic așa. Deci, pe cuvântul meu, dacă mai am undeva, o să caut scrisorile respective și o să le trimit. Să vedeți ce... scrise cu mânuța lor. Să vedeți ce au scris copiii acolo. Și au găsit totul sprijin la antreprenoriatul cultural. Și noi am încercat, fabrică, am sunat în stânga, în dreapta, bine, fiind decembrie, fiind din scurt, majoritatea societăților comerciale au depășit bugetul alocat pentru sponsorizări. Da, ne-am descurcat. Și cel mai interesant lucru, și mă bucură foarte tare, a venit tot din mediul online. Am lansat invitația de sprijin. O grămadă de persoane fizice ne-au sunat și au venit cu plase. Deci am chemat efectiv taxiul pentru fiecare familie în parte. Nu puteau să ducă câte chestii au primit. A fost foarte super. Nu mai am fost bău și n-am avut vreme să vin, că eram plecat din țară. Da, așa se întâmplă când nu ți le programez. De aceea noi vrem să lucrăm altfel și să promovăm artistul în adevăratul sens al cuvântului. Adică nu vrem să facem o galerie ca o... Hai să cumpără ce vinde. Da. Da. Deci să intri înăuntru, acum zic eu din experiența personală, intri înăuntru, vezi unul supărat care se uită la tine de parcă ai fi un sărac și nu ți-ai permite nu știu ce lucrare. Nu, noi suntem foarte sociabili și mă bucură faptul că toți cei care au, începând de la expozanți până la vizitatori, au devenit prieteni. Și ne-am făcut așa ca o mini, micro familie. Bine, voi ați ce făcut tartă aici? Că numai să restaurez nebunia asta de aici, asta mi se pare... Aici meritul e al proprietarului clădirii, o familie extraordinară. Foarte. Care, să știți că a renunțat, cred eu, poate greșesc, a renunțat să închirieze spațiul unei agenții sau unei alte societăți pentru bar. Deci ei au spus, când au auzit ce vrem să facem noi, au zis ok. Da, și puteau să câștige probabil mult mai mult dintr-o pizzerie sau probabil, cu un bar. Sau... Bine, ești în Buricul Târgului aici. Ești și în kilometru zero. Într-o zonă de baruri, cu siguranță mergea un local aici sau o cramă, că o grămadă mi-a zis, zice, oai, în beciul ăla ce cramă poți să faci. Dar avem crame, avem baruri, avem șahormerii, avem, serios, acum tot aia să facem, dacă aia mergem toți ca oile după șahormerii, hai să... După miros. Serios. Da, dar vezi, asta e o chestie faină, că pe când să credem că nu mai avem șansă, îți vine câte o familie ca asta care ți-o închiria spațiul și o zis, bă, lasă, câștig mai puțin, dar dau spațiu pentru cultură. Da. Asta mi se pare senzațional. Și vezi, tot ce au făcut aici... Bine, și ei sunt iubitori de artă. Se vede. Sunt niște oameni deosebiți. Se vede. Se vede după tot ce au făcut aici. Să recuperezi un spațiu de ăsta din... Asta e un zid medieval. Asta e zona veche a Clujului.
Din păcate, aici, din câte am observat și am vorbit cu un arhitect zilele trecute, tu degeaba, asta spunea și el, zice, tu degeaba îți faci clădirea din banii tăi sau nu știu ce. Nu dacă primăria afară a băgat țeava de apixul și a făcut nu știu ce săpături cu o firmă din asta de 2 bani, zice, s-ar putea să ai infiltrații, s-ar putea să ai tu probleme, chiar dacă tu ți-ai făcut treaba perfect. Asta nu, e o problemă, din păcate, în toată țara cu firme neserioase și... Asta e diferența față de Occident. Acolo statul și-o schimbat mentalitatea mai repede decât și-o schimbat-o oamenii. Și atunci obliga pe oameni să meargă după reperele înalte și oneste ale statului. Da? La noi, oamenii au plecat în Occident, au văzut, au recuperat valorile pe care crezuseră că le-au pierdut, dar statul rămâne cumva într-un status quo de la, într-o încremenire de asta, de parcă te urăște. Eu asta nu înțeleg. Bă, să-l ai pe Brâncu, să-l ai pe Enescu, să-l ai pe Bartol Bela, să-l ai pe Ciorampe și nu-i recuperezi. Știi, o singură dată a investit statul ăsta în educație cu Spiru Haret, 910, pe acolo, 14% din PIB. Bă, într-o generație ți-a venit Ionescu, Cioran, Eliade, Brâncuș, Enescu, toți, adică cu toți aia cu care tu te lauzi astăzi peste tot în lume și te enervezi că francezii zic Brancuzi în loc de Brâncuș, da? Se vede clar, o generație deja și-a înfurit tot. Și acum stăm între 2 și 3%, deci legea zice 6% în educație și ne mâncăm rahatul de sub unghii, nu cumva să dăm și la cultură ceva. Deși din taxele noastre ar putea să dea. Noi am reușit acum să discutăm și cu cei de la Visit Cluj, spre exemplu, chiar ieri am discutat cu ei pe partea de promovare, le-am explicat din start că noi nu percepem bilet de intrare ca la muzeu, așa, și au fost de acord. Păi, practic, aveți un parteneriat cu artiștii, da. Mă, băiete, n-ai unde să expui, ca să nu-ți vine nimeni. Hai acum, aici e încă o problemă. Noi încercăm să conștientizăm, să-i facem să înțeleagă faptul că nu poți să faci, deci trebuie să fim foarte realiști, nu poți să faci bani fără bani. Asta e un lucru clar. Păi numai cât ai investit ei aici deja. Ei au fost obișnuiți, o parte dintre ei, deci nu îi băgăm pe toți în aceeași categorie, o parte dintre ei zice, bă, eu de ce trebuie să-ți dau ție bani? Pentru că expun acolo. Păi, pentru că eu te promovez, pentru că aia... Pentru că plătesc curentul, pentru că și spațiul închiriat de mine și pe lângă dorința noastră de a face ceva, vine și o nemulțumire personală. Am fost la o grămadă de expoziții și am văzut exact aceiași oameni, un fel de adunare. Ne întâlnim noi doi, unui pictor, altui prieten, unui, bravo, bravo, ce frumos ai făcut, ești super, nu știu ce, mâncăm, bem și am plecat. Și cu asta s-a terminat. Dar tot a fost gratis spațiu. Păi da, omule, a fost gratis. Tu n-ai vândut nimic. Ai mâncat și ai beut. Nu știe nimeni că tu ai avut expoziția acolo, dar te-ai întâlnit cu prietenii și ți-ai arătat capodoperele și a fost ok. Da, asta trebuie să mai învățăm. Dacă s-ar băga niște cursuri de asta de antreprenoriat după în școală, poate ar funcționa. Chestia aia altă. Bun, eu vin, îți dau ție bani, expun, dar tu îmi garantezi că vinzi. Păi, omule, stai un pic, cine poate să-ți garanteze ceva? Deci la modul serios discut cu ei ca să... Îți garantează talentul tău, deci, sau nu? Sunt clienți care merg pe abstract, pe realism, pe nu știu ce. Deci fiecare are nișa lui. Bineînțeles că noi, interesul nostru, chiar dacă nu, aici e, cum să zic eu, nedumerirea lor, că de ce nu le luăm procent din vânzări? Asta e nemulțumirea lor, că de ce nu le luăm procent? Păi nu, deci, e foarte dificil, de aia zic că antreprenoriatul ăsta nu e complicat. Vezi, aici trebuie să intervină un pic statul. Da. Bugetul de cultură pentru cultura al Parisului e mai mare decât bugetul pentru cultura României. Și în Paris, când mergi la Montmartre până la Pont Neuf, vezi o mulțime de artiști și pe malul Senei și peste tot, care pur și simplu se bucură să doneze practic parte din cultura lor personală și din talentul lor personal. La noi totul s-a făcut într-o cochilie. Deci ține și de mentalitatea fiecărui om. Pentru că eu am observat... Dacă așa a fost obișnuit în școală... Pot să fac o categorie, așa să-i... Nu-i frumos, dar... În mintea mea aș putea să fac... să-i pun pe categorii pe artiști. Sunt cei care sunt foarte buni, nu au curajul, trebuie împinși un pic de la spate, dar acceptă provocarea. Sunt cei sceptici,
care nu ai nicio șansă, totul gratis, totul nu știu ce, dacă vine meteoritul și cade exact la mine în curte și îmi distruge tot. Și sunt cei buni, foarte buni, de la amatori la profesioniști, care se vede de la o poștă că omul are nu numai abilitatea și deprinderile necesare, dar și spiritul antreprenorial propriu dezvoltat, prin care el se duce, merge, vine, te tragi de mână, pot să expun la voi, am văzut nu știu ce, aș dori atunci... Are încredere în propriile forțe. Da, și are mare aia, deci oamenii ăia care acceptă provocările și sunt dispuși la risc, ajung departe. Corect. Mai avem vreo 2-3 minute. Ovidiu, te salut. Eu mă duc să... Opa, opa, l-am salvat. Nu, vezi? Era să fac cadanezii. Nici nu stai cald. Să dăm mâna așa, așa, coronavirusul. Stai să dăm și mâna așa cu piciorul. Nu, mă, cu piciorul. N-ai văzut la internet. Să fim și noi în secolul 21 cu coronavirus. Mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc de vizită. Abia aștept să ne vedem. Doamne ajută și nu ne lăsăm și mergem mai departe, pentru că merită. Mulțumim. Măcar noi știm să citim, să scriem, să calculăm. Corect? Dacă am făcut școală, măcar știm o treabă. Eugen, mulțumim, fain. Cu mare drag și chiar mă bucur să ne vedem cu bine. Că ai venit. Că am venit după atâta vreme. Eu trebuie să zic și un păcat de-al meu. Să știți că m-a invitat de nu știu câtă vreme, dar întotdeauna intervine ceva, știi? Și acum, după ce am văzut atâtea cu coronavirusul și cu tot felul de necazuri, îmi dau seama că ce-am avut eu nu conta deloc. M-am pupat, tovarăș, să ne vedem cu bine. Sâmbăta viitoare, duminica viitoare și în fiecare zi să fie la fel de bine. Pa! O să mai și cafeaua, măi băieți. Vă așteptăm!